Alergia președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, la reporterii Nord News se acutizează. Șeful statului vine hoțește în nordul țării și își instruiește tot mai bine cerberii din paza de corp. În cadrul vizitei de lucru în raionul Ocnița, liderul de la Condrița a fugit din nou de reporterii din Bălți, ca dracul de tămâie, deși anterior a spus că va apărea în fața presei. Noi am dorit să obținem de la președinte răspunsurile la următoarele întrebări. Cum explicați numărul mare de infectați cu noul coronavirus? Deputatul Corneliu Furculiță tot a jucat teatru când a semnat recipisele. Ce rapoarte i-ați scris lui Putin și dacă îi mai scrieți? De ce ați venit pe furiș, domnule președinte, și nu ați anunțat presa locală despre vizitele dumneavoastră în teritoriu? Poate ne faceți și nouă o acreditare, domnule președinte. Bună ziua! Domnul președinte, trebuie să răspunde la întrebări? Eu? Da. Vă mulțumesc! La ieșire din sediul Consiliului Raional Ocnița, Dodon nu a mai spus nimic, folosind ca răspuns degețelul. Domn președinte! Vă rugăm să ne dați câteva răspunsuri. În schimb, reporterii NTV Moldova, post de televiziune afiliat președintelui țării, tradițional au fost cei care au filmat fiecare mișcare a liderului de la Condrița. Dacă noi vom vedea alți jurnaliști care au acces în aceste... Care moment? Sunt persoane care sunt acreditate, da? Uh-huh. Dar este... Bine, dar nu informează, pe noi nu ne informează nimeni când vine domn președinte. Când vine Igor Dodon în teritoriu, drumurile publice se transformă în proprietăți private și sunt curățite pentru escorta președintelui. Nu prea zona disputată, vă rog. Păi da, zona, dați 15 metri. Aici nu-i loc public, stimați oameni. Cum? Ne ridicăm? Aici e gospodării, ne ridicăm puțin mai îndeal. Frica lui Dodon de presa independentă este evidentă la fiecare vizită de-a sa în nordul țării. În luna mai, când a fost în raionul Drochia, șeful statului a avut un comportament similar. Domnule președinte, acordați 5 minute presei. Domnule președinte, nu aveți câteva minute pentru a vorbi cu presa din nordul țării? Despre lingușeala lui Dodon se poate de relatat multe. Tușoncă pentru jurnaliști, offline în beciul de la Sadova, iar mai recent, mere, chiar din mâna președintelui. Dodon se preface că nu el dă indicații pazei de corp să blocheze obiectivele cameramanilor. Am spus stați acolo și nu-i clar. Paza președintelui nu știe despre prevederile legislației naționale și nici standardele internaționale referitoare la libertatea presei. Sau poate și Dodon a uitat că într-o țară democratică președintele trebuie să aibă alt comportament. Asta e cerc de securitate și sunt membri de delegație. Eu vă rog frumos. Liderul de la Condrița nu răspunde la întrebările incomode, iar pentru a scăpa de jurnaliști, îi acuză că sunt servili unor partide. O zi bună. Fără răspuns. Eu păstrez distanța socială. Domn Dodon, cum comentați totuși? În video ați spus că voi iarăși cu locul. Cum comentați aceasta? Întrebați-o cu cel care conduce postul dumneavoastră televiziune. El știe. Noi suntem un portal independent, domn Dodon. Igor Dodon a fost ales președinte al Republicii Moldova în toamna anului 2016.